Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video și la o nouă zi aici la plajă în Rimini. Cum puteam să ne începem dimineața? Eu de obicei luam micul dejun la hotel, dar de data aceasta am ales să-mi iau micul dejun pe plajă. Așa că ne-am luat o înghețată delicioasă. Cu rom și amaretto. Și ne-am mai luat ceva. Nu știu dacă pot să vă arăt. Încerc. Am luat și o cafea, un cappuccino. Și bineînțeles că acestea le vom savura pe plajă. Așa că vă invit cu mine. Haideți să mergem pe plajă astăzi. Intrăm în mare, facem băița. Haideți! Eu și cafeaua. Dragii mei, este foarte dimineață. Înghețata mi-o voi savura aici, pentru că trebuie să iau și șeslongul. Am și cafea, am și înghețată, am și telefon și nu am 10 mâini. Așa că m-am așezat aici la o terasă, îmi savurez înghețata, după care voi merge cu cafeaua pe plajă, pentru că da, în această dimineață îmi voi bea cafeaua direct în fața mării. Dar până una alta, am zis să ne savurăm înghețata. Este de vreme, este undeva la ora 8-8:30 dimineața. Este foarte, foarte cald deja și, sincer să vă spun, m-am trezit obosită în această dimineață, nu am dormit foarte bine, m-am trezit așa un pic zăpăcită, mi-am uitat cheile în cameră, am trebuit să urc înapoi după ele și așa mai departe, deci o dimineață cu mici peripeții, ca să zic așa, dar nu contează. Mergem înainte, cu Dumnezeu înainte, după cum știți. Important e că astăzi vreau doar să stau la mare, la plajă, la soare, să mă bucur de apă, să mă relaxez. Sper să nu fie foarte rece între noi, fie vorba. Și bineînțeles vreau să împărtășesc toată această bucurie și cu voi, cu oamenii mei dragi, cărora țin să vă mulțumesc din suflet că vă uitați la mine, că apăsați butonul de like, că îmi scrieți comentarii minunate. Chiar vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru critici. Nu contează, știți cum e? Eu am învățat că în viața asta trebuie să iei totul exact așa cum vine, și pe alea bune și pe alea rele, pentru că până la urmă totul este trecător, dragii mei. Gândiți-vă că zilele frumoase, din păcate, trec și ele și alea ni se par cel mai scurt, cele mai scurte. Dar în același timp și alea rele, și zilele alea rele și necazurile, și alea vor trece, adică nimic nu e veșnic. Așa că da, dragii mei, după cum am spus, trebuie să luăm totul fix așa cum e, să ne bucurăm de fiecare zi, care e un cadou de la Dumnezeu. Fie ea bună, rea, mergem înainte și dacă e rea, încercăm să o facem bună și așa mai departe. Și am zis să mă vedeți și pe mine mai mult în videouri, să povestim, să comunicăm, pentru că eu de obicei vă arăt doar lucruri, locuri. Și o să fac asta în continuare, pentru că vreau să vă arăt locuri frumoase, vreau să călătoriți împreună cu mine și așa mai departe. Dar o să și comunic, o să și vorbesc mai mult cu voi, să mă cunoașteți, să ne apropiem. Pentru că am văzut că mulți dintre voi vă doriți asta, vă place și eu mă simt bucuroasă. Așa că ne terminăm înghețata și mergem să ne savurăm cafeaua pe plajă împreună. Haideți! Și a privit, dragii. Ne îndreptăm spre plajă. E foarte bine că e în timpul săptămânii și nu e multă lume. Eu ador când pot să fiu eu liniștită, fără multă aglomerație, pe plajă. Mi se pare super. Să vedem dacă se vând șeslonguri pe ei sau nu știu exact ce și cum. Să vedem. Bănuiesc că da. Ar fi fain să fie gratuite, nu? Mai vedem, haideți. Da, a trebuit să luăm un șeslong. Și acum băiatul mă va duce la șeslongul meu. Am cerut unul lângă plajă. Acum sper să fie ok. Ce
pe plajă, dragii mei, cu cafeaua și ia priviți marea și cafeaua de dimineață. Ce loc poate fi mai frumos decât să aici, să savurez cafea de dimineață pe plajă. Este absolut extraordinar. Mi-a primit și șezlongul. Acesta este șezlongul meu, chiar în apropiere de plajă, de apă, nu de plajă. Și acum mă schimb și eu, rămân în dres de baie și ne bucurăm de soare, de apă și ne savurăm cafeaua împreună, așa că haideți, haideți. Ia priviți, mi-am luat și costumul de baie. Acum asta e, sunt sexy. Acum asta e, toată lumea e așa la plajă, dragii mei. Și mi-am luat un costum de baie întreg, normal. Asta e tot de plajă. Așa că haideți să ne bucurăm de plajă și de cafeluță. De cafeluța asta extraordinară. Da. Haideți, priviți ce frumos. Bem cafeaua la mare. E rece. E rece apa. Chiar e rece. Dar interesant. Cred că asta e printre cele mai bune cafele pe care le-am savurat odată datorită locului în care mă aflu. Da, dacă nu ați încercat până acum să vă beți cafeaua de dimineață pe plajă cu picioarele în apă, trebuie să o faceți neapărat, vă recomand, da? Dragii mei, în vlogul ăsta vreau să fiu eu, vreau să fiu sinceră, naturală, deschisă cu voi, copilăroasă, fericită, bucuroasă, fix așa cum sunt eu. Eu sper că vă bucurați împreună cu mine, sper că vă place, sper că nu vă supăr cu absolut nimic. Ne priviți. Ce frumos. Se plimbă lumea pe plajă, coleșesc lungul, partea aceea sunt hotelurile. Și aici sunt eu, în apă. Bineînțeles că o să facem și băițe, doar că nu pot cu telefonul, e cam greu să intru la băiță. Dar o să încerc. Vedeți, acesta este marele dezavantaj atunci când e singură. Pentru că, de exemplu, vrei să faci o baie, vrei să înnoți. Cum faci? Mi-am lăsat lucrurile importante la hotel, în seif, bineînțeles, dar telefonul măcar să le iau cu mine pentru poze, pentru a face videoclipuri, pentru a părți clipele astea frumoase cu voi și așa mai departe. A fi singură are și avantaje, dragii mei, și dezavantaje. Acum, asta e. Ne descurcăm. Dumnezeu e mereu cu mine, oriunde pretutindeni, așa că nu sunt singură. Am venit și pe șezlong. Cât de frumos e aici. Stăm un pic la soare, după care o să intrăm în apă. Mi-am băut cafeluță, dragii mei. Din păcate, șezlongul meu nu e prea comod, pentru că nu se lasă de tot în jos. Stă doar în poziția aceasta. Am ce să-i fac. Și a costat 6 euro. Păi pentru 6 euro trebuia să funcționeze bine, nu? Ce ziceți? Oricum, gândiți-vă că aici un șezlong e 6 euro, undeva la 25 de lei. Și la noi, pe strand în Arad, deci nu la mare, pe strand în Arad, e 30 de lei șezlongul. Bineînțeles, închiriat pe toată ziua, deci... Spuneți voi, să nu spun eu, spuneți voi. Deci, repet, în Arad pe ștrand 30 de lei șezlongul. Aici, pe plajă, la mare, în Italia, într-o stațiune cunoscută, 6 euro, adică 25 de lei. Tot 30 de lei, nu, stați, că 6 euro e tot 30 de lei, mă scuzați pe mine. Deci, același preț. Am făcut eu o greșeală, da. Deci... Același preț ca la noi pe strand în Arad. Dar e o diferență mare să te afli pe un strand sau pe o plajă lângă mare.
În fine, deși l-am lăudat, nu funcționează bine. Ce să vă zic, dragii mei? Haideți în apă. Haideți în apă. V-am zis astăzi să mă vedeți așa nebună, copilăroasă, chef de distracție. Sper să nu vă deranjez. Dragii mei, haideți repede jor cu mine în apă, da? Haideți cu mine în apă. Haideți. Priviți, dragii mei, am intrat în mare. Priviți cât de frumos se vede pe aici. Și apa nu e adâncă. Suntem la o oarecare distanță de plajă, după cum puteți vedea. Eu în continuare mănec. Și totuși apa nu e adâncă. Ia priviți, e până la genunchi, ca să zic așa. Deci nu e adâncă. Acolo este acea roată cunoscută. Poate o să mergem și la roată într-una din zile, să vedem. Dar acum ne bucurăm de mare. Nu e foarte multă lume, dar e drăguț. Haideți, dragii mei, să ne jucăm cu apa. Vă dau și vouă, da? Haideți la bălăceală. Trebuie să... ce sărată e apa. Mi-a ajuns pe limbă, e super sărată. Super tare. Are un gust bun. Nu știu câți dintre voi știți, dar se spune că apa mării dacă o bei, bine, nu regulat, dar dacă o bei așa, adică de cât, te ajută pentru stomac. E bună. Așa că dacă beți puțin apă din mare, n-are nimic. Da, astăzi copilăresc, mă bucur, mă distrez împreună cu voi, pentru că și așa sunt singură. Măcar voi să vă distrați împreună cu mine, da? Așa că, haideți! Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți, dacă vă place locul acesta minunat. O să mergem și în alte locuri, bineînțeles. Dar am vrut să vă arăt apusul pe plajă, am vrut să vă arăt cum arată plaja de dimineață, să vedeți cât de frumoasă e apa. E apă curată, nu e foarte adâncă, e ideală pentru familii cu copii și așa mai departe. Deci, merită să veniți aici la plajă, vă spun sincer. Prețurile sunt ok, sunt destul de acceptabile. Pe 4 nopți și 5 zile de cazare am plătit undeva la 140 de euro. Acum... eu nu cred că e mult, pentru că în România cred că aș plăti mai mult, sinceră să fiu cu voi. Acum scrieți-mi voi în comentarii, nu știu, e mult, e puțin. E un hotel dintre acelea, deci foarte, foarte aproape de plajă. Din camera mea de pe balcon am view la mare. Camera e ok, e decentă, bineînțeles o singură persoană, dar nu e cameră single, e cameră double. Pentru că cel de la recepție e român, a fost super mega drăguț cu mine și în loc de camera single pe care eu am bucat-o, mi-a dat camera double, mi-a făcut upgrade gratuit, ca să zic așa, pentru care îi mulțumesc. Este vorba despre un hotel de 3 stele, nu e cel mai luxos hotel, dar e un hotel super drăguț, cu view la mare, în apropierea plajei. Este vorba despre Hotel Fedora. Nu-i fac nicio reclamă, dar vă spun, în caz că ajungeți prin Italia, la mare, aici, în Rimini, Hotel Fedora este o opțiune ok de cazare în buget. Bineînțeles că sunt multe alte cazări mai ok, doar că costă puțin mai mult. Acum, fiecare cum dorește, după cum îi permite buzunarul și așa mai departe. V-am spus și aceste detalii.
Pentru că poate unii dintre voi sunteți interesați, eu vă spun sincer, din punctul meu de vedere, un sejur la mare aici în Italia este mult mai ok din toate punctele de vedere decât unul în România. O spun asta cu durere în suflet, cu părere de rău, îmi iubesc țara, iubesc România, aș vrea să nu spun acest lucru niciodată, din contră să spun România e numărul 1, cel mai tare, cel mai curat, cel mai ieftin, cel mai cel. Din păcate, ce să fac, dragii mei, nu putem minți, adevărul e numai unul și din păcate România la, nu știu, dacă faci o comparație preț-ofertă, preț-calitate, nu prea stă prea bine. Din păcate, o spun cu tristețe în suflet, dar e o realitate pe care cred că majoritatea dintre noi o știm. Așa că, da, depinde și de stațiune, să nu credeți că în Italia peste tot e ieftin. Nu, depinde de la stațiune la stațiune, depinde de perioada în care veniți, dacă e în plin sezon sau dacă e chiar ca acum. Vreau să știți că apa e puțin rece, dar nu e gheață să te îmbolnăvești. E rece, dar cu timpul te obișnuiești în ea, e acceptabilă. E genul ăla de temperatură de strand, de la bazinele de la strand, dacă știți. Când la început ți se pare că e foarte, foarte rece și după aia când intri în ea, ușor, ușor te obișnuiești. Deci cam așa e și temperatura apei aici. Ia, priveți. Dragii mei, eu sper că v-a făcut plăcere să veniți cu mine aici. Sper că v-ați bucurat de soare, de apă, de plajă, de mine, de ce nu, de bucuria mea. Ia, priviți, dragii mei. Am venit aici în apă și ne bem cafeaua în mare. Ce poate fi mai frumos? Cum să-ți încep dimineața mai bine decât așa? Pe bune! Da, mă simt bine, sunt foarte fericită, foarte relaxată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și ce să zic? Doamne ajută la toată lumea să dea Dumnezeu să fie bine. Avem cafeluța așa frumos, frumos, frumos și ne plimbăm prin apă. Așa că haideți și voi, bucurați-vă de mare, de soare, de cafea. Așa că, ce să vă zic, dragii mei, haideți la apă, haideți la mare, hai să ne jucăm cu apa, hai să ne bucurăm de vara aceasta frumoasă, de tot ce ne oferă Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați părerea voastră în comentarii și să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o, da? Așa că, dragii mei, haideți la mare dacă aveți ocazia. Eu vă pup, vă las, vă spun la revedere și bineînțeles că ne vedem data viitoare la un nou video. Așa că rămâneți aproape pentru că vă asigur că o să aveți ce să vedeți, dragii mei, da? Haideți! Let's go! Vă pup, pa, pa! O zi minunată! La revedere, bye, bye! Давай, 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 давай